Salutare tuturor și bine ați dat click! Bine ați venit la un nou CarVlog. CarVlog de care mi-ați tot spus și în DM și în comentarii și pe live-uri. Live-uri! Uitați că s-a întâmplat, da? Am venit la Acoustic Essence. Rebel Soulchild got a fist bar, I'm a respawn of ancestors and I'm blessed, huh? They are not him, tell him fess up, I get check stub, hella carefree, nothing scares me, hella reckless. Probabil vă întrebați ce facem aici. Ei bine, sunt aici ca să vă arăt cum arată un upgrade de aproximativ 10.000 de euro pe sistemul mașinii dumneavoastră. Priviți ce avem aici, Bowers & Wilkins. Sistem audio de care eu am zis că este bombă. Cum să zic eu, când am cumpărat mașina și am văzut Bowers aici, am zis, mamă, sunt zeu. Dar nu este așa. S-a întâmplat să mă sui într-o mașină care este cu mult, deci din punct de vedere audiție, cu mult peste mașina mea. Așa că nu mi se mai pare foarte șmecher să ai Bowers, mi se pare foarte șmecher să faci upgrade. Acum că știu toate informațiile astea, avem aici mai multe produse de la Blam. Da, dragilor, de la Blam vom face upgrade pe mașină. Nu știu să vă zic foarte multe despre ele. Astea vor veni în uși, plus aceste tweetere care, ci că este foarte, foarte important că sunt din magnezium. Nice! Și unul dintre cele mai importante lucruri, acest DSP de la Helix, am auzit și eu că e foarte șmecher. Acum o să vorbim și cu Ștefan să vedem care e treaba cu el, pentru că eu v-am zis, nu mă pricep foarte, foarte bine. O să schimbăm și subwooferele de sub scaune, astea două. Și pe lângă acelea vom avea încă o boxă, un subwoofer adițional. Ăsta va fi montat în portbagajul mașinii. Haideți să vă arăt exact unde. Uitați și portbagajul, destul de încăpător pentru un asemenea subwoofer. Subwoofer care se pune așa. Are niște piciorușe, o să vedeți voi despre ce este vorba. Voiam să vă mai zic că acest proces durează, cel puțin în cazul meu, 3 zile. 3 zile de modificări care zic eu că merită pe deplin. Dragii moșule, suntem aici cu Ștefan. Ștefan care și-a făcut evident upgrade în mașina lui. Are un Serie 3 din anul 2019 și astăzi veți vedea reacția mea, legit, pentru că nu am vrut să dea volumul deloc tare, la upgrade-ul lui pe zona de muzică. Ce upgrade ți-ai făcut în mașină? Bun, am plecat de la sistemul de bază, Harman Kardon. Este okay. Echiparea de top ce se poate pune pe seria 3 și de acolo mai departe am făcut un upgrade complet ce ține de difuzoare. Difuzoare vorbim aici, tweetere, zona de medii din toată mașina, cele două subwoofere underseat de sub fiecare scaun, amplificator okay. Cu procesor de sunet integrat și un subwoofer extra adăugat în portbagaj. Ok, mi-ai pregătit și o melodie, ca să-mi dai mai piesă. Ok. Din motive de copyright, voi o să auziți o altă melodie, dar îmi veți vedea reacția mea, din nou, legit, la sistemul de muzică. Și gândiți-vă că eu vin după Bowers & Wilkins de pe seria 5-ul meu. Hai să vedem, dă-i drumul. Perfect. Acum poți să dai tare. În altele, îți dai seama instant. Sample-uri, câte puțin din fiecare, da. Și te iau treptat cu stilul de muzică. Incredibil. Mamă, a intrat basul. Holy moly! Îți pun și un saxofon? Hai, incredibil. Deci îți intră în suflet. Da, e o plăcere să le asculti. Adică... Da, da. Piele de găină amândoi. Da. S-a văzut pe fața mea, deci este insane. Nu știu ce microfoane să iau să vă reproduc. Ce înseamnă cu adevărat să stai lângă așa difuzoare. Probabil între niște microfoane de 200.000 de euro și nu se prea justifică financiar. Nu vă pot exprima în cuvinte diferența dintre Bowers & Wilkins, care este o opțiune de până la 7.000 de euro, nu știu corect, exact. Corect, pe unele branduri până acolo se dă. Exact. Și ce are Ștefan, de exemplu, este ireal. Pe cuvântul meu, dacă vă mint cu ceva, este ireal. Întrebare, dacă cineva ar vrea să audă, poate okay. Veni la voi să
audă, să îi faceți un sample pe, pe genul ăsta de muzică? Sigur, mașina e disponibilă, confirmare în prealabil ca să fiu disponibil cu mașina aici, facem audiții. Și mie se cred că mașina mea se va auzi așa pe cuvântul meu. Exact așa. Plus că la tine avem potențial să sune mai bine un pic pentru că ai fibră optică. Din motiv de reducere de costuri pe seria 3 G20 nu mai există, adică nu există fibră optică, există doar high input, amplificatorul cu conectică RAM 7 Harman Kardon. La G30, dar atenție, nu la orice G30, la G30 primul model începând cu 2016. Dacă adică non-phase shift-ul meu, oarecum, are de fabrică audio mai bun decât phase shift-ul. În momentul ăsta consider că este cel mai bun sistem audio pus pe G30 vreodată la tine. De ce? Avem fibră optică, avem amplificatorul pe care și scrie Bowers & Wilkins, la modelul facelift de G30, amplificatorul Bowers & Wilkins dispare, îi ia locul amplificatorul Harman Kardon și ne întoarcem din nou la semnal analogic pe fire. Deci totul pentru cost savings. Exact. El bagă muzică de pe Tidal, nu? Corect. Tidal, pentru că, aici nu știu să mai explic. Piese la calitate FLAC, bineînțeles, dacă ele au fost abladate la calitate FLAC în platformă, dar majoritatea pieselor, cel puțin din ceea ce ascult eu, cam ăsta e formatul. Există și piese la calitate MP3, nu sunt foarte multe, dar majoritatea din muzica bună, să zic, în muzica comercială există și flacuri, există și comprimări, corect, variante corect. Comprimante. Dar pe muzică sound quality, pe zona de instrumente și pe artiști celebri care fac muzică sound quality, toți își urcă muzica la platformă FLAC. Okay. De ce e important flacul? Din nou, chestie foarte importantă de menționat. Cum iese semnalul audio din telefon, contează chipset-ul, plăcii audio și modelul telefonului. Dacă avem un telefon ieftin, semnalul va ieși comprimat din start. Trebuie ca telefonul să fie capabil să redea prin Bluetooth semnal cu protocol de calitate mare, cum este LDAC-ul, protocolul DAC sau OPTX HD, și este important ca și receiver-ul, adică unitatea mașinii, să poate să decodeze acel format. Da, da, da. Când am cumpărat mașina, mi se părea, mamă, Bowers & Wilkins. Urechea se educă, ăsta e un aspect iar foarte important. Dacă n-ai mai avut referințe de sisteme super quality, când treci de la un sistem basic la un Bowers, clar ai simțit o diferență. Da. Și exact genul ăla de schimbare a avut loc acum. Ai venit de la Bauer și s-a arătat ceva mult asta mai e, bun. Asta e. Deci odată ce m-am urcat la tine în mașină, nu e efectiv, nu mai. Acum eu percep altfel chestiile astea. Exact. Este ireal și mie îmi place muzica, nu fac nimic fără muzică. Ați văzut că pe birou am Yamaha HS8, Studio Monitors. Adică sunt și alea ce trebuie. La televizor Neo QLED 8K am cel mai flagship soundbar de la Samsung. Bă, dar nu se compară, mă, nimic cu ce poți să asculti în mașina ta, deci este ireal. Asta e un lucru frumos, mai ales în mașină nu deranjezi pe nimeni, mai ales ai făcut o izolare fonică, nu mai aude nimeni de afară ce asculti tu mașină și nici invers, nici tu din mașină nu mai auzi zgomotul de rulaj mașină de lângă și te bucuri diferit de experiența audio pe care o ai deja în mașină. Da, da, și faza cu insonorizarea mi se pare genială, o să vedeți mai încolo pe clip, când bat în ușă fără insonorizare, făcută la Ștefan. Și după insonorizare, să vedeți cum sună tabla, zici că ai turnat efectiv ciment în ușă. Aude foarte, foarte gros. O să vedeți. Mă rog, asta a fost reacția mea. Haideți să ne întoarcem la mașinuța mea. Astăzi este day one. Day one, eu nu știu să vă zic foarte, foarte multe. Tocmai de aceea vom face tranziția către day two și vom vorbi cu Ștefan să ne dea toate informațiile despre acele minunății de la Blam. Blam, Blam. Eu atâta știu. Blam. Haideți, day two. Salutare din ziua 2, e Ștefan aici cu noi, am făcut și o rimă. Ștefan este ownerul Acoustic Essence și este bine că este printre noi pentru că eu ieri n-am reușit să vă explic absolut nimic pentru că nu am informațiile lui. Așa, corect. Spune-ne ce salutare facem astăzi, frate, ce modificări îi aducem mașinii. Eu am zis ieri doar blam, 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 blam. N-am știu ce să spun foarte blam multe. Blam e doar o parte a poveștii legat de ce facem aici. Pe scurt, avem bază de plecare G30, non-facelift, sistem audio Bowers & Wilkins de fabrică. Da, ok. Așa arată difuzorul Bowers & Wilkins, care venea aici în portiera de la șofer. Așa arată din spate, așa arată din față și așa arată din spate blamul, care va lua locul din spate și așa arată din față. Și nu se pierde iluminarea din fabrică de pe nicăieri. Deci ăsta va fi iluminat frumos, aici se vadă blam. Pe care îl upgradăm integral. De la difuzoare, amplificator, procesor de sunet, iar nou sistem final va funcționa exact în ecosistemul original, fără să ne schimbăm dăm seama. Absolut toate difuzoarele de pe mașină. Era să le zic corect. Boxe, nu prea se zice așa, nu? Difuzoare. Okay. Avem aici, haideți să le și arătăm, tot felul de mărimi de difuzoare, Bowers & Wilkins. Ăsta e difuzor de pe portieră, ăsta e difuzorul profil shallow din zona difuzorului central. Adică din spatele ecranului și acest subwoofer, cât timp este afară, ăsta este original, Bowers & Wilkins, și ăsta este upgrade-ul. Da, de la Steg.
Ce putem spune despre astea, frate? Îmi place oricum, arată mult mai bine ăsta, parcă e și oleacă mai greu. Exact, e un șasiu mai bine construit, este un difuzor mult mai quality, rezistă la mai multă putere decât cel original. Motor Neo, adică magnet din neodium, foarte performant. Ok. După cum se vede, aceeași mufă plug and play, difuzor original, difuzor de upgrade, pentru că nu vrem să tăiem niciun fel de cablu al sistemului electric al mașinii. Foarte important, pentru că sunt foarte mulți oameni care au OCD. Eu am OCD, da. Toate planurile. Exact. Faptul că sunt plug and play, nu se taie, nu se rupe absolut nimic, nu se adaptează, este un mare win din punctul meu de vedere. Mai avem și niște tweetere noi. Ia vedeți că mi-a făcut Ștefan și iluminarea, da? Sunt mare deja, atenție. Sunt deja instalate pe prinderea originală. Sunt difuzoarele, tweeterele high-end de la Blam. Blam Signature cu cont de magneziu. Așa, magneziu, despre asta vreau să vorbim, despre magneziu. Da, exact. Care e fața cu magneziu, frate? De ce magneziu și nu altceva? Din ce mai există dacă nu din magneziu? Este soft, domnul, adică mătase, este magneziu, sunt tot felul de aliaje, este, ce mai, beriliu focal, gama lor high-end, folosește beriliumul la con. Personal, e chestie subiectivă, pentru că aici muzica este subiectivă în general, timbru acustic de la aceste tweetere îmi place foarte mult, sunt mici, sunt compacte și le putem integra pe poziția originală. Ce mi-e cel mai mult la aceste tweetere? Că sunt tweeterele de pe mașina ta. Da, da. Și dacă mașina mea va suna ca mașina ta, Doamne... Doamne, te rog, Doamne... De ce un om trebuie să facă upgrade? Toate difuzoarele le dau frecvențele de jos până sus. Din zona de sub bas, bas, mid, treble și așa mai departe. Ideea este timbru și rezoluția cu care este redată acea frecvență. Și asta se creează odată în etajul de amplificare, amplificator cu procesor de sunet, dar și difuzorul este că trebuie să fie capabil să redea acea diferență. Toate redau frecvențe, ideea este cum le redau. Aici apare simplu. Cum ai zis la mine la Bauer, trebuia să fie muzica puțin el mai tare ca să... Exact. Difuzoarele de calitate slabă sau medie au nevoie de putere, adică să dai volum mai mare în ele ca să se deschidă, să-ți arate informația de care difuzorul este capabil. Pe difuzoarele premium sau high-end, acest lucru nu mai are loc, pentru că el, ca difuzor constructiv, a fost gândit și proiectat să aibă o finețe extraordinară și pe puteri foarte mici. Astfel încât atunci când asculti încet să ai exact același content de informație, calitate, rezoluție pe care l-ai și la volume mari. Ok, să nu ne înțeleagă lumea greșit, Bauer and Wilkins nu este un sistem slab. Nu. Până când asculti ceva peste. Poți să spui upgrade de sunet de 30.000 de euro, corect. Dar dacă nu faci reglajul cum trebuie, îl pui aproape degeaba. Poți să ai un sistem de 5-10.000 de euro produse și să fie net superior unui sistem de 40.000 nereglat. Pentru că acolo se întâmplă magia, exact. La reglaj. Mașina naturală are probleme de, multe probleme de fază, de reflexii, geamurile ne încurcă foarte mult, nu suntem în casă să putem trata pereții cu bureți fonoabsorbanți, să tratăm ecou. În mașină suntem în mașină și am învățat să ne adaptăm platformei, individual fiecare mașină are un răspuns propriu și prin reglaje să corectăm toate aceste probleme care apar. Și reglajul poate să dureze de la câteva ore la câteva zile, în funcție de complexitatea sistemului. Aș vrea să mai spui o dată faza cu non-facelift-ul și facelift-ul. Ok. Și faptul că, because I want to brag about, că am fibră. Ce înseamnă aia nu știu, dar mie îmi sună foarte bine. La non-facelift vine cu modul? Vine un amplificator care are intrare de semnal optic. Cum funcționează? Pins intrare optică, sunetul vine de la head unit-ul mașinii către amplificator. Adică semnalul vine prin fibră optică la amplificator. Adică la acea cutie Bowers and Wilkins, ca să înțeleg și eu. Exact. Ok. Și asta se întâmplă la non-facelift. La facelift G30, acea cutie este de Harman Kardon. Reducere de costuri, nu avem amplificator Bowers & Wilkins, avem amplificator Harman Kardon și semnalul nu mai funcționează prin fibră optică, funcționează high input analog. Deci cost pe sistemul vechi. Yep. Ca să ne înțelegem. Tocmai de aceea această opțiune de pe fix această mașină a fost, dacă nu mă înșel, o să mă uit din nou pe acte, cred că undeva la 7.000 de euro, să zicem, plus minus. Și din punctul meu de vedere, după ce am ascultat mașina lui Ștefan, nu merită bani așa. Dar abia aștept să ascult mașina. Îmi place cum lucrează băieții, da? Aviz celor cu OCD. Iar aici, din nou, nu știu ce să vă explic. Aici va veni... amplificatorul de upgrade. Care se numește... Helix 12 DSP. Este un amplificator 12 canale cu procesor de sunet integrat. Adică un produs toată mașina, compactat într-un spațiu foarte mic, pentru că toate mașinile noi au probleme de spațiu. Unde bagi produsul fără să se vadă? Nu facem amplificatoare la vedere, that's decât nice. Când este ultima variantă care ne rămâne. În rest, noi căutăm în șasiu și loc. Și pierd locul de depozitare? Pe G30 specific. Aveai loc de exact. Un bidon. Ai două buzunare, cel mare e acolo, cel mic este aici. Cel mare trebuie eliminat pentru că în volumetric, în locul buzunarului, apare amplificatorul de upgrade. Perfect. Și că tot suntem la portbagaj, acolo undeva, sau mă rog, unde zice Ștefan că eu merg pe mâna lui, va veni subwooferul. Corect.
De la Steag? Subwoofer este de la Audison. Este un difuzor de 10 inci, incintă închisă, adică sealed, 400 de W este suficient ca să umple cu bas. Da, da, da. Nou sistem audio. Vezi că muzica nu înseamnă că dacă se aude tare, este ce trebuie, nu? Corect. Am înțeles bine. Corect. Muzica trebuie să fie, să fie tare. E o plăcere să fie tare, dar să nu te deranjeze și aici tot în reglaj se face. Ok, da. Eu, în orice caz, vreau muzica ca la a ta să fie cumva la șofer aici, puțin în dreapta, fix ca la ta. Ok. Pentru că o să vedeți, mergem pe la prieteni de-ai mei să-i pun o leacă la volan, dar nu o să-i chem până nu își verifică puțin conturile, pentru că trebuie să-l fac upgrade de sunet odată ce o să te urci la mine în mașină. Ascultă-mă bine. Mark my words, hold my beer, cum vrei tu să-i spui. Hai să ne mutăm puțin la partea frontală. Ați văzut în cinematice această insonorizare? Corect. În momentul ăsta suntem la primul strat de material insonorizant, partea de vibroabsorție și întărirea șasiului. Adică un strat din patru. Un strat din cele patru pe care le punem la tine pe portieră și sunt patru straturi de la exterior la interior. Materialul acesta se va regăsi și pe tabla intermediară, adică acel capac care închide, care funcționează ca suport macara, și pe fața de ușă. De ce? BMW, Mercedes și aproape orice mașină suferă de o problemă. Oricum, apar greierași și vibrații și la sistemele de fabrică, chiar dacă nu sunt sistemele premium. Deci e multă energie, multă putere și în special frecvențele joase creează vibrații. Nici difuzoarele de 10 nu fac excepție pentru că intră în zona de 100 de Hz, care din nou este o zonă care produce vibrații. Insonorizăm pentru a te bucura la final de sunetul clar al difuzoarelor și al noului sistem audio, dar fără vibrații. Este inevitabil, schimbăm difuzorul Bowers, care funcționează, să zic, la un volum, iar noul sistem va funcționa la un volum mai mare. Plasticul nu este capabil să reziste noi energii care ce se creează în zona difuzorului și automat apar vibrații. Prin insonorizare rezolvăm complet. Și în limbajul meu, ușa se va simți ca și cum e turnat ciment acolo. Efectiv se simte, zici că este blindată mașina, o să vedeți. Și încă o parte foarte importantă și interesantă la insonorizare, sunt foarte multe beneficii aduse de o lucrare bine făcută de insonorizare. Atenție, lucrare bine făcută, pentru că dacă nu sunt respectate proceduri, pui materialele și nu-și fac treaba. Plusuri majore, asculți muzică la calitate maximă. De ce? Nu e cazul sistemului pe BMW, dar este cazul multor mașini care au midbass pe portieră. Toată energia acelui midbass lovește tabla exterioară, se creează o rezonanță, orice zonă de metal care vibrează absorbe din energia acustică a difuzorului. Asta înseamnă că acele frecvențe sunt alterate, scăzute și nu mai ajung cum trebuie mașină. Vorbim aici de zona de bass și de kickbass foarte mult. De asta, la o mașină care are midbass pe uși, ai insonorizat portierele și ai mult mai mult bass în mașină. Pierderea mecanică nu mai există la nivel de caroserie și automat tot ce este capabil midbass-ul să ofere va fi livrat în mașină. Obții confort, nu mai auzi zgomote de afară la interior și la fel de la interior nu se mai aude muzica afară. Un alt lucru foarte important, insonorizarea face ca muzica să sune mult mai bine, pentru că reducem partea de rezonanță ale caroseriei. Rămâne doar timbru acustic, sunetul difuzorului și atât. Din nou un alt aspect, reducând zgomotul exterior, focusul în mașină este foarte mult axat pe sunet și automat percepția asupra sunetului este una mult mai plăcută. Drumurile lungi devin mult mai puțin obositoare, dispare rezonanța caroseriei din partea de podea și portiere, pentru că rezonanța există la absolut orice mașină, indiferent de cost. Deci cu acest upgrade de sunet, eu mi-am făcut mașina mai silențioasă la interior. Pe partea laterală, pentru că lucrăm partea de portiere. În orice mașină, cel mai mult zgomot pătrunde prin podeaua caroseriei. Este cea mai scumpă și cel mai greu de făcut, evident, pentru că trebuie dezechipat tot interiorul, toate materialele se aplică pe tablă și apoi tot interiorul revine la loc. Stați puțin că avem pe cineva care vrea să ne spună și el o vorbă. Te rog frumos, spune acum. Haideți să discutăm un pic și despre înlocuirea practică a midbașilor și poziționarea acestora sub scaune pe cam toate platformele BMW începând cu anul 2003. Cam ultima mașină produsă cu midbaș pe ușă de la BMW a fost E46-le, pe care cu siguranță îl știm cu toții. L-am avut! Exact! Exact, la fel și eu. De atunci, de când a început producția seriilor 3 și 5, E90, E60 și totodată și seria 1, E87, E88 și așa mai departe, s-a schimbat arhitectura din midbaș pe portieră, exact ceea ce Corect. Povestea Ștefan mai devreme. Corect. S-a trecut la medii pe portieră de 10 cm. Nu există în momentul ăsta, sunt instalate pe tabla intermediară ce nu este montată încă. Și pentru a nu se pierde toată partea de frecvențe mai joase, s-a recurs la ideea asta. Mulțumim, Bogdan, de input, numărul 1. Ce părere ai de Burmester? Care este... E o discuție aici. E o discuție, știu, e o discuție foarte interesantă. Burmesterul este flagship-ul de la Mercedes? Exact. Burmester e flagship-ul de la Mercedes. De regulă vine în două echipări, Burmester normal și Burmester 3D-ul. La Burmester 3D apar mai multe difuzoare în mașină. Dacă vorbim de Mercedes, Burmester este un sistem cel mult mediocru. Noi așa îl considerăm. De ce? Pentru că
nu vrem să jignim pe nimeni, așa îl considerăm, pentru mulți este mai bun. Aici, este mai bun, de ce e mai bun? E mai bun în comparație cu ce primești de bază, pe sistemul de bază pentru care nu plătești. Dar e o chestie foarte importantă de menționat. Sistemul Burmester pe Mercedes beneficiază de un upgrade minim, la unele modele inexistent, pe zona de difuzoare. Este același difuzor, doar cu o etichetă diferită, poate cu o construcție minim diferită, pentru că avem foarte mulți clienți, își ia difuzoarele de Burmester, le pun pe platforma mașinii lor și nu se aude nicio diferență. De ce? Pentru că este fix același difuzor ca în echiparea original pentru care nu plătești. Diferența prin care Mercedes face un sistem Burmester să sune mai bine și mai tare este amplificatorul cu procesor de sunet. Făcând treaba asta, din nou reducere de costuri, pentru că puteau să schimbe difuzoarele, să le facă custom. Nu este valabil pe toate platformele de Mercedes. Pe S-Class sunt niște diferențe, sunt alte difuzoare. Dar vorbim aici de sisteme cum este C-Class-ul. La C-Class, dacă ai luat difuzoare de Burmester și le-ai pus pe sistemul original, aproape poți să spui că n-ai simțit mare lucru. Care e cea mai scumpă mașină la care ai lucrat? Range Rover SV 2024. Nice. Și cel mai scump audio? Sistem audio? 66.000 de euro pe un BMW G30 M550i. 2018 mașina cu motor V8 și acolo a fost un sistem care a durat undeva la o lună și jumătate implementarea, au fost construcții custom, am adăugat difuzoare acolo unde nu existau și unde nu au fost proiectate, de ce? Ca să obținem un sunet mult mai bun, 4 amplificatoare, un procesor de sunet și foarte mulți metri de cablu și totul a fost în 10 cm adâncime de portbagaj, astfel încât am lăsat clientul și cu spațiu în portbagaj și cu un sunet de excepție. Hei tu, cel cu Bentley, pentru că sunt sigur că cineva care se uite în momentul acesta la acest vlog are un Bentley 2025. Vine omul, uite-l, vine la tine. Corect. Vreau și eu să-mi pun un sistem audio. Banii nu sunt o problemă. Ce ai putea să-mi pui? Ei, aici e o discuție. Avem o bază minimă de la care putem face un sistem audio, dar sus, singura limită este bugetul clientului și imaginația instalatorului. Sunt singurele două limite. Cunoștințe tehnice, imaginația instalator și banii pe care ți-ar rogă clientul să-i faci sistem audio. Ai putea să pui un sistem audio de 210.000 de euro? Da, se poate. S-au mai făcut? 300.000 de euro? S-au mai făcut, bineînțeles. Mi se pare ireal. Se poate. Ireal. Se poate. Și la fel și în casă. Poți să ai două stemplăruri de 1.000.000 de euro. Se poate. Am mai văzut în comentarii pe TikTok, nu este peste Bowers. Trebuie să vă scoateți chestia asta din cap. Credeți-mă pe cuvânt. Bine că eu acum vorbesc, știu că sunteți oameni toți ok, dar pe TikTok se mai întâmplă să mai calce unul strâmb. Și mi-a zis clar, omul, nu, n-are cum, Bowersul este peste, atât fără să argumenteze, fără nimic, credeți-mă, o să priviți lumea cu alți ochi. Credeți-mă pe cuvânt, știți că Gogucii nu minte niciodată, este insane cum poate să se audă. Alt comentariu pe TikTok, care este puterea nominală al noului sistem audio? Întrebare pe care eu nu o înțeleg, putere nominală, adică puterea totală reală. Putere nominală, adică RMS-ul livrat de amplificator. Acolo adică, vine RMS. Puterea reală, pentru că sunt două puteri, putere maximă, putere reală. Noi vorbim de putere dinamică, adică putere RMS, la care ascultăm muzică. Puterea sistemului pe ceea ce facem, avem 12 canale, ori 120W impedanță la 2 ohmi, rezultă o putere 120 ori 12, probabil este 1400, în jur de 1400W putere de sunet. Asta dacă toate difuzoarele ar fi la impedanță de 2 ohmi. Ceea ce la tine, cred că sunt. Sunt. Așa o întrebare. Oare asta ce e? Ce e? Scuzați, este un insert. Fac al Chubby. Ștefan, ce schimbăm ca arhitectură? Și ca să fiu onest, el m-a învățat să spun treaba asta pentru că eu nu mă pricep ce e arhitectură. Bine, știu ce e arhitectură, dar nu aici. Adică, unde schimbăm difuzoarele? Există arhitectura unui sistem audio, că de aici plecăm. Arhitectura Bowers este compusă din 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16 difuzoare în toată mașina. Adică la fel ca versiunea ei Harman, doar că okay. Aici e pe steroid, să zicem așa. Adică de la parbriz până la lunetă. Exact. Totul. Și noi vom schimba toate cele 16 difuzoare. Avem kituri de medii tweetere pe portiere față, portiere spate, panou surround. O medie, un tweeter pe zona difuzorului central, de acolo sus, de pe bord, okay. Unde acum este demontat. Și avem cele două subwoofere de sub cele două scaune, șofer și pasager. Hai să vă întreb dacă recunoașteți mașina asta. Ia vezi, cei cu OCD, luați-vă pastila chiar acum, pentru că vă arătăm ceva aici frumos. Ăsta revine pe mașină, de câte am înțeles. Ciorapul ăsta, lâna asta. Exact. Am revenit la portbagaj. La portbagaj, unde? Facem partea de cablare a noului sistem audio. Și un detaliu important de menționat, pentru că sunt cu cablajul, o parte din cablajele ce le vom instala la tine pe mașină, da. Apare foarte des întrebarea,
îmi pierd garanția la mașină atunci când fac un upgrade audio. Okay. Și aici putem oferi un răspuns. Am dat jos amplificatorul Bowers de pe mașină și aceasta era mufa lui de conectare, care intra direct în amplificator. Noi avem aici un cablaj aftermarket premium, care corespunde exact ca pin, formă, dimensiune, cu mufa originală a mașinii. Aici avem mufa mamă, asta e mufa tată, pentru că asta conține pinii. La final, cele două vor fi cuplate, se pune cupla de siguranță și aici este cablajul nostru pe care îl putem tăia, avem libertate de plină să ne facem cablările în amplificator. Adică plug and play. Plug and play este aici. Da. De aici mai departe este muncă manuală de implementat în noua amplificator. Dar aici nu are legătură cu mașina. Exact, nu are treabă cu mașina pentru că lucrăm pe cablajul adăugat de noi. La final, spre exemplu, vinzi mașina, nu vrei să faci cadou sistemul audio. Foarte simplu, există reversul. Am scos mufa de aici, am din nou mufa originală, am pus amplificatorul, l-am cuplat, am pus difuzoarele originale, sistemul revenit la bază. Easy. Ți s-a întors cineva din altă parte? Da. Da? Da. Probleme de greraj după ce mașina a fost desfăcută, clipsuri clipsate pe lângă gaură rupte, automat un clips rupt înseamnă o vibrație în plus. Exact. Se pot întâmpla fie din neatenție, fie din lipsă de cunoștință. Chiar se pot întâmpla și apar foarte des și de aici a apărut și temerea oamenilor că desfaci o mașină și va vibra. Este greșit. Din contră, prin procesul de insonorizare pe care îl facem la mașini, eliminăm toate aceste probleme. Da, fraților, ați văzut, așa se prezintă mașina în ziua 2, priviți și dumneavoastră. Pentru prima oară când îmi place, pentru că știu ce va urma. Și am să-l rog pe Ștefan să dea un pumn la cameră pentru ziua 3, să facem tranziția pentru ziua 3 și a plecat. Salutări din ziua 3. Ziua 3 în care s-a avansat destul de bine în soundul mașinii. Haideți să vă arăt. Deja s-au montat difuzoarele pe portiere, peste tot. S-a montat centralul. Salut Ștefan. Ștefan meșterește acolo la un knob, nu știu exact ce face ăla, dar o să discutăm. S-a montat și aici prin spate tot ce trebuie, la fel o să discutăm și despre asta. S-au montat și woofer-ele, că m-ați corectat pe TikTok, eu le-am spus boxe. Și ia vedeți aici, surpriză, m-a ajutat Bogdan să lipesc numărul de înmatriculare, așa cum mi-ați sugerat de un an jumătate încoace, că s-a rezolvat și treaba asta. Bun, după cum vedeți, acest buton, cu acest buton ce voi face Ștefan? Ce face butonul ăla? În cazul meu, pentru că butonul ăla poate să facă foarte multe. În cazul tău facem control subwoofer, volum la subwooferul adițional din spate și următorul este selectarea preset-ului, facem mai multe preset-uri în funcție de preferințe, facem un preset în care surround-urile se vor auzi, vor fi prezentele, se sizezi de acolo și un preset cu time alignment unde totul este în față. Can't wait! Deci acolo e nobul magic, să spunem așa. Bine, eu nu o să umblu tare tare mult la el, că mi-e frică să nu stric ceva. Și un alt lucru foarte important este că aceste difuzoare, de fapt toată muzica trebuie să intre în rodaj. O să finalizăm totul, ca la carte, săptămâna viitoare pe miercuri. Până miercuri nu o să dau spoiler nimănui, nu o să iau pe nimeni în mașină, pentru că vreau să rămână surpriză. Ștefan, trebuie să mai faci magia din calculator la acest sistem audio, da? De acum e munca pe reglaje, lăsăm sistemul să rodeze ca să avem răspunsul final al difuzoarelor. După rodaj ne apucăm de toate reglajele de la A la Z. Și după aia muzică, bumți, bumți, bumți. Hai revenim cu un alt cadru interesant. Fraților, Dorica este primul care calcă pragul mașinii cu noul sistem de sunet. Menționez că boxele nu sunt calibrate, asta i-am spus-o și lui, dar totuși hai să-i arătăm un sample. Voi veți auzi o altă muzică, dar importantă este reacția lui. Let's go! Cristal, mă, învăță ce să e chiar cristal, fratele meu, chiar cristal. E cristal, nu? N-ai cum să o compari cu ceva, e crispy. Da, crispy, ăla e crispy. Pe mine mă rup în altele, n-am crezut că îmi plac în altele atât de mult. Efectiv, auzi cordul, de simți unghia pe chitară, mă, ca ți-a curată. Efectiv, da. Acum am băgat o melodie pe care Dorica o știe pe de roșu și o tot ascultă, pentru că atunci îți dai seama cu adevărat de diferență. Zi în 3-4 cuvinte
Dacă poți, eu n-am putut. Păi n-am cu ce să o compar, că e... e... Hai că uite, am mai stat în mașină la Vali, când și-a luat el S-ul. S-C. E-class. AMG cu ultimul sistem. Adică... Și n-are comparație. N-are comparație. El are Burmester, parcă, mm-hmm. nu? N-are comparație. Nu știu ca ce să compar. Cristal. Cristal. Nu te deranjează, nu te... Hai să arăt ceva interesant la exterior. Așa se aude orice mașină, da. Inclusiv BMW-ul, da? Dă-i cu degetul. Păi auzi. Ia auzi. E izolată. Și pe lângă faptul că pui sistem audio care te unge pe suflet, câștigi și silence în mașină. Hai să mergem la Romexpo să vedem alte mașini și alte sonorizări. Mergem la Ștefan. Ați văzut că am ajuns la Romexpo și acum îl căutăm pe Ștefan. Adică pe aici, pe undeva trebuie să fie. Hai că i-am găsit. Asta e mașina lui Ștefan. Uitați aici, acustic. Da, mașina, dar unde e Ștefan? S-a intrat la interior. Mergem să explorăm. Ia vedeți-le pe asta. Grenadierul pe care l-am avut și eu în teste. Mașina asta îmi place, să știți. Uitați cum arată o Dacia nou-nouț. Ia vedeți. Am dat și de Silviu Toma. Acum gândiți-vă în felul următor. Vorbeam de forța aia de decelerare. Aici se ține o competiție de sunet, de pași, care e cea mai gălăgioasă, câștigă. Întâlnit cu Ștefan și evident că Ștefan îi va face o probă de sunet lui Dorică, pentru că el are boxele calibrate. Și hai să-i luăm reacția lui Dorică. Ia uite, Doamne, câtă pisică! Gata cu Romexpo, plec și eu și Dorică. Am curăță sticăre, te vedeți pe ATV-ul. Am revenit la mașină și după cum bine vedeți, am pus redresorul în funcțiune, asta pentru că muzica rulează aproape non-stop pentru calibrare și respectiv pentru a face reglajul final. O nouă zi, o nouă vizită la băieții de la Acoustic Essence, am venit cu Spider-ul pentru că și astăzi va rămâne mașina aici. Se vede și Ștefan acolo în spate cum meșterește la laptopul lui și mai verifică câte una alta. După cum vedeți, s-a montat și butonul, buton cu care îmi aleg preseturile și nu numai. Dar nu de asta am venit astăzi aici, ci să discutăm de problema pragurilor care pârâie pe exterior atunci când ai muzica la maxim. În cazul meu, fix asta a fost problema. Și anume, acest plastic de la aerisire care s-a declipsat, l-a îmbătrânit, Dumnezeu știe, dar făcea în toate felurile atunci când ascultam muzică. Mi-au găsit băieții o soluție și la acestea, nu se mai aud deloc, însă pragurile mai fac un mic zgomot, dar nimic de investigat pentru că este destul de insesizabil. Eu a trebuit să plec pentru că mă sunau treburile și uitați cum l-am lăsat pe Ștefan, tot acolo la magia lui la laptop. Ia... A mai venit o nouă zi, o nouă vizită și vă las să ghiciți ce făcea Ștefan când am ajuns. Ei bine, ați ghicit, tot cu magia lui, la laptop. Aici îmi spunea că dacă îmi plăcea sistemul înainte, acum voi rămâne uimit pentru că au fost făcute reglajele. Acum, haideți să vedem reacția mea. A venit momentul ca după reglajul RTA să vedeți fața mea, da? Pentru că mi s-a zis că nu o să mai sune la fel. Pe mine m-ar surprinde faza asta. Închid și eu mașina, așa vor Cristina, închid și geamul. Fraților, după cum ați văzut, mi-am luat mind blown și a doua oară. Pentru a doua oară, după reglajul sistemului, hai să văd dacă am înțeles, RTA. Corect.
Este mai și ușor ceva. Mi-a reglat Ștefan RTA-ul. Corect. Gata, asta a fost ultimul pas. Asta a fost. Am rodat sistemul, am obținut răspunsul final al difuzoarelor, am calibrat răspunsul, am făcut time alignment-ul, am făcut preseturile, cele trei preseturi de care te bucuri. Mie mi-ai spus că pasul ăsta este foarte important și trebuie să recunosc că n-ai cum, adică să crezi la adevărata lui valoare, dar acum, după ce mi-a reglat difuzoarele, este diferență între ce am ascultat astăzi, da, și diferență cu când am luat mașina, gen. Da. Este insane. După ce îmi plăceau atunci... Ar fi mișto să putem să întoarcem timpul înapoi și să ai urechea. Știi că urechea are memorie de 5-10 minute maxim, așa 15 minute. În rest e doar o amintire, o emoție. Să te poți întoarce, să poți să compari cât s-a curățat sunetul față de prima oară când i-am dat drumul. Da, e fantastic ce face Ștefan aici. Asta nu este o reclamă, credeți-mă, îți iei interzis de la viață și trebuie... Eu n-am cum să vă explic, nu știu să vă explic. Nu pot să vă explic ce trăiesc eu când dau drumul la muzică, acum în mașină. Și repetăm, ca să se știe, vin de pe Bowers & Wilkins. Bine că sunt Bowers & Wilkins, dar nu se compară cu ce am acum. Este fucking ireal și trebuie să ajungeți la Ștefan, la Acoustic Essence, să vă suiți în mașina lui ca să vă luați interzis. Am zis-o bine, mai bine de atât, n-am ce să zic. N-ai, oricât am încercat să punem muzica în cuvinte, este imposibil. Maxim putem să dăm niște indicații, să vorbim de timbru, de colorația difuzorului, dar trebuie să ne și înțeleagă oamenii. De regulă, marea majoritate sunt oameni pasionați care nu au cunoștințe tehnice. Și ca să n-ai cum să le explici, trebuie pur și simplu să vină, să urce într-o mașină preparată de noi și să simtă live. Altcumva n-ai cum să explici. Dar rămâi cu emoție pe care... N-am crezut în viața mea că o să am fidelitate mai mare în mașină decât la birou. Ok. Deci ăla e locul meu, era locul meu preferat de a asculta muzică, pentru că nu sunt niște boxe proaste, Yamaha HS8, ai văzut că și artiștii folosesc boxele astea pentru a-și verifica melodia tocmai scoasă. Corect. Dar eu le propun să-și pună un sistem audio și să-l facă mașină, că este ireal. Am zis ireal de undeva la 211 ori pe clipul ăsta, am și tăiat mult, sunt foarte multe informații și să țineți aproape mereu, pentru că mai urmează clipuri de aici. Nu plănuiam în niciun caz treaba asta, dar după ce am văzut și am ascultat atâtea aici la Ștefan, interzis, efectiv, interzis. Asta e cuvântul, nu? Cu care închidem. Asta e cuvântul, da, da. Cam atât a fost. Nu uitați să le dați și lor un follow peste tot ca să îi împingem puțin de la spate, mai ales pe TikTok, să avem postări de acolo, pentru că eu aș vrea să văd mai multe de la ei. Și cum i-am zis și lui Ștefan, mi-ar plăcea să mănânc toate mesele, de fapt, să le am la voi pe YouTube. Mi-ar plăcea mult de tot să postați de 4 ori pe lună, dar să vedem. O să ajungem și acolo. O să ajungem și acolo. Asta a fost tot, fraților. Până data viitoare, aveți grijă de urechile voastre și țineți aproape.